Salutare! Eu sunt Ionut și în această dimineață vom citi împreună devoționalul. O ploaie rece de noapte cade peste tabăra rebelilor din afara palatului regelui. Tu și alți 12 luptători de gherilă vă încălziți lângă un foc, așteptând singura masă pe ziua aceea. Supă de scoarță de copac. Anii de luptă te-au făcut atât dur cât și obosit. Dincolo de porțile palatului poți vedea luminile strălucitoare și poți auzi sunetele unei petreceri. Pe poartă este lipit un semn pe care scrie: bine ați venit, lăsați-vă armele afară. La miezul nopții va avea loc un ospăț regal. Veniți de vreme. Ce credeți că înseamnă semnul acela? Întreb cu voce tare. Este exact lucrul împotriva căruia luptăm, șuieră comandantul vostru. Semnul este o minciună. Regele ne urăște. Altfel, de ce am sta afară să murim de foame? Atunci de ce nu sunt porțile încuiate? Întrebi. Este o păcăleală. O capcană. Amărăciunea din vocea comandantului îți dă fiori. Nu încep să crezi în semnul acela, nu-i așa? Își încarcă arma automată și umple semnul de gloanțe. Mâine vom încerca să luăm palatul sub asalt. Citește Psalmii 5, de la 4 la 8. Ce crede Dumnezeu despre oamenii care se răzvrătesc împotriva Lui? Unii vrăjmași ai Lui Dumnezeu sunt ușor de identificat, ca și cum ar umbla cu lansatoare de rachete. Relele lor, păcatele lor, sunt evidente. Luptă, omoară, mint sau fură. Folosesc sexul în mod greșit. Își nesocotesc părinții și își bat frații sau surorile. Sau strică trupurile folosind alcool și droguri. Păcatele altor oameni sunt mai greu de văzut. Biblia spune că până și oamenii drăguți care sunt politicoși la exterior pot fi putrezi în interior. Poate au o atitudine rea față de Dumnezeu, refuzând să se închine în fața mărăției Lui sau să îi laude bunătatea desăvârșită. Oamenii își fac propriile planuri în viață și nesocotesc înțelepciunea Lui Dumnezeu. După acest standard, Dumnezeu spune că toate ființele omenești au greșit și au păcătuit, inclusiv tu. Toți suntem niște răzvrătiți. Dumnezeu nu poate suporta răul. Pentru că ne-am răzvrătit, am fost dați afară din palat. Dar Dumnezeu nu ne urăște. El ne vrea aproape de El. Și este vina noastră dacă vrem să stăm afară în frig, pentru că Dumnezeu a găsit o cale de a ne primi înapoi. Lasă-ți armele și intră la petrecere. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Vă doresc o zi aproape de Iisus.